Întreprinderea municipală Servicii Comunale Locative Orhei a intrat astăzi în posesia unei autogunoiere și a 750 de pupele de gunoi. Bunurile, în valoare totală de 1,3 milioane de lei, au fost transmise întreprinderii ca donație, grație proiectului USAID de susținerea autorităților locale în Moldova. Evenimentul de predare-primire a avut loc în după amiaza zilei pe piața Vasile Lupu din centrul Orheiului. Vicedirectorul USAID Moldova, Stefanie Chetraru Buțina, a menționat că orașul Orhei face parte din serie de localități din Republică care deja au fost sprijinite în cadrul proiectului prin oferirea gratuită a peste 30 de unități de transport și altor echipamente destinate amenajării și salubrizării. This truck is part of 32 machine. Autospecială dată a fost acordată orașului Orhei dintr-un total de 33 de echipamente, la fel oferite celorlalte orașe partenere ale proiectului nostru. Agenția Statelor Unite ale Americii, împreună cu proiectul de susținere a autorității locale, este foarte încântată să vă ofere primăriei orașului Orhei și întreprinderii municipale autospecială pentru colectarea deșeurilor, cât și containerele. Directorul proiectului, Scott Johnson, și-a exprimat satisfacția pentru faptul că în rezultatul sprijinului acordat de proiectul USAID vor fi îmbunătățite serviciile publice oferite orheienilor. Sunt încântat și onorat să fiu aici în scopul de prezentă orașului Orhei și domnului primar Colun această autogonuire și conținere pentru îmbunătățirea serviciilor publice oferite cetățenilor orașului Orhei. În calitate de gazde, primarul de Orhei Vitalie Colun și președintele raionului Ion Ștefârță le-au mulțumit oaspeților pentru ajutorul de care beneficiază în cadrul proiectului și au relevat cât de important este acesta pentru comunitățile locale. Un oraș, într-adevăr, mai curat, să avem deja inițiat proiectul de sortare și selectare și să avem sortarea în gospodăria omului. Vă mulțumesc mult poporului american pentru ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că pentru noi, 1.300.000, pentru acest autoveicul și aceste pobile, este binevenit și chiar ne-ați ușurat oreacă bugetul ca să putem rezolva și alte întrebări foarte necesare. Cheile de la autogunoieră i-au fost înmânate șefului serviciilor comunale locative Orhei, Nicanor Pulbere, care s-a arătat convins că peste o jumătate de an urmează primirea încă unei auto speciale. După jumătate de an încă un ar mai fi. Potrivit administrației SCL Orhei, autogunoiera, care costă 880.000 de lei, va completa parcul mașinilor antrenate în transportarea deșeurilor pe raza orașului Orhei, iar cele 750 de pubele, cu capacitate de 240 de litri fiecare și costul total de peste 400.000 de lei, vor fi instalate cu precădere în sectorul Lupoaica.